pe bine. Pentru că nu poți iubi pe cel pe care nu-l cunoști. Ca să poți să iubești pe cineva, trebuie să-l cunoști. Când vrei să lipești inima de Dumnezeu, te duci la Biblie, citești. Ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu îl citesc, simt cum Dumnezeu mă leagă și mai mult de El, și mai mult mă leagă. Apoi, dacă vrei să-ți legi inima de Dumnezeu, trebuie să te rogi. Orice om care se roagă lui Dumnezeu și stă de vorbă cu Domnul Dumnezeu, își strânge inima lângă Dumnezeu. Ori de câte ori m-am rugat, cât de supărat am fost sau cât de greu mi-a fost, niciodată Dumnezeu când m-a rugat nu mi-a zis: bravo Florin, ai dreptate, supără-te pe tot, supără-te pe lume, fii rău, fii dur. Mereu mi-a spus Dumnezeu: pocăiește-te, fii blând, fii smerit, fii un om iertător, fii un om înțelegător. De aceea trebuie să ne rugăm, pentru că sufletul nostru se sălbăticește. Sufletul nostru trebuie să fie ținut în frâu, cu iarasmă. Când te duci la rugăciune și te rogi lui Dumnezeu, te înmoaie. Dumnezeu ia colțurile acelea și le șlefuiește bine, bine de tot. Un om care se roagă e ușor de iubit. Un om care nu se roagă e un om care de multe ori poate că creează dure de celor din jur. De aceea Dumnezeu să ne ajute. Și dacă vrei să-ți lipești inima de Dumnezeu, fii la biserică. Pentru că acolo este părtășia oamenilor lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, e cineva bucuros că ne vedeți în dimineața asta? Să-ți bucuroși că am venit? Amin. Nu toți. E normal. Sau nu toți v-ați trezit? Că mă gândeam așa, că dacă sunteți mai mulți bucuroși, poate mai venim, dar dacă numai jumate, ne mai gândim și noi. Vedeți, împreună devenim mai puternici. Împreună suntem mai buni. Împreună putem să ne sfătuim unii pe alții. Împreună putem să ne ajutăm, să ne ridicăm. Noi nu venim la biserică doar să stăm cu ochii închiși, nu venim la biserică doar să ne hrănim, venim la biserică să ne uităm la lacrima celui de lângă noi, la necazul celui din stânga, din dreapta și să dăm o mână de ajutor. Venim la biserică să fim ajutați, dar venim la biserică să și ajutăm. Plângeți cu cel ce plânge, bucurați-vă cu cel ce se bucură. Eu când sunt necăjit fac un lucru. Eu nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar am avut pe pământul acesta momente când am fost descurajat. Și când ești descurajat, te întreb care e rostul tău pe pământ? Sau te întreb, mă, pe mine cine mă mai iubește pe pământul ăsta? Mai însemn ceva pentru cineva pe pământul ăsta? Sau cum zice românul, fac umbră pământului degeaba. Ei, de câte ori am fost necăjit și am închis ochii și m-am rugat, mereu Duhul lui Dumnezeu m-a purtat la Golgota. Acolo unde, pe crucea de lemn, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, murea pentru mine. Și uitându-mă spre El, mereu am simțit aceeași iubire. El îmi spune mereu, eu te iubesc, ai preț în ochii mei, pentru tine eu am murit. Și Golgota este locul unde mă echilibrez, este locul unde știu că sunt iubit, indiferent de lucrurile pe care eu le-am făcut. Și pentru aceasta îi mulțumesc Dumnezeu. Și vreau să vă doresc și vouă un crâmpei din Golgota în această dimineață, locul unde iertarea și iubirea s-au întâlnit, locul unde Dumnezeu a săvârșit mântuirea. Apoi o să facem un lucru frumos și interesant pentru unii dintre dumneavoastră. Biserica evanghelică crede ceea ce Biblia ne spune. Și Biblia ne spune în felul următor. Că atunci când un copil este mic, el nu înțelege lucrurile, nu are discernământ. Eu 8 ani de zile am profesat ca avocat și vă spun că până și atunci când greșești sau faci o infracțiune, dacă nu ai discernământ, nu te condamnă. Sau cel puțin este o circunstanță atenuantă. E, un copil, când este mic, dacă îl întreb ceva, nu știe să-ți răspunde. El stă în brațele mamei, caută lăpticul, caută să fie schimbat, să doarmă la timp. Un copil nu are discernământul să facă deosebire între lucrurile normale ale vieții. De aceea noi nu botezăm copiii când sunt mici. De aceea noi facem ceea ce Domnul Iisus a făcut și anume spune Biblia că i-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Și asta facem și noi. Îi luăm în brațe și binecuvântăm. Adică îi aducem înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, păzește-i Tu. Doamne, ajută-i Tu și te rog să-i faci să fie o bucurie pentru părinți. De aceea, după ce vom cânta această cântare, știu că este o familie care are un copil la binecuvântare și cu toată dragostea îi aștept aici în față, să facem această slujbă prin care cere ca Dumnezeu din cer să ocrotească viața acestui copil și să binecuvânteze și familia unde Dumnezeu l-a așezat. Acum, haideți cu toții la Golgota. Amin.